Șeful executivului a spus că pentru țara noastră, președinția Consiliului Uniunii Europene este o responsabilitate foarte mare, dar și o oportunitate pentru România. Președinția Consiliului Uniunii Europene ne va oferi și oportunități. În primul rând, o oportunitate politică de a contribui de o manieră consistentă la consolidarea proiectului european. Nu uitați că în acel semestru vor apărea pe agendă lucruri extrem de importante. Vă dau două exemple, cel legat de Brexit, atunci exact în acea perioadă, plus alegeri europene. În acel semestru din 2019, când noi deținem președinția, vor fi în mod sigur pe agenda Uniunii Europene. Potrivit șefului guvernului, Consiliul Național a fost constituit pentru a adopta deciziile strategice în acest proces de pregătire.